Hipoacozia reprezintă o scădere a ozului ce poate să apară la orice vârstă. Dacă la copii hipoacuzia are un caracter temporar legat de afecțiuni ale urechii externe, în special dopuri de cerume în corp străin, otite externe sau afecțiuni ale urechii medii, otite seroase, mucoase, purulente, la persoanele mai în vârstă de obicei sunt hipoacuzii ce țin de nervul auditiv, hipoacuzii neurosenzoriale, și de obicei sunt permanente, au un caracter permanent și progresiv. Diagnosticul pozitiv și ceea ce recomand, de exemplu, la sugar, este ca să se facă testul de screening auditiv care este implementat în programul național de screening, având în vedere că 3 la 1000 de nou născut este frecvența de hipoacuzici. Acest test se face de obicei în primele zile de la naștere și se poate repeta, dacă nu este pozitiv, la 3 luni de la naștere. Pentru copiii de vârstă școlară, între 1 an sau între 0 și 6 ani, recomand în situațiile în care există hipoacuzii, în care părinții observă că la voce șoptită sau întrebarea sau copiii nu relaționează atunci când sunt apelați, să vină la un consult de specialitate pentru a vedea dacă nu cumva există corp străin prezenți în urechea externă sau otite, în special cele medii sau medii seroase sau mucoase, care de cele mai multe ori nu dau niciun fel de avertisment de genul febră sau durere, prin care părintele să fie avertizat că copilul are o problemă. În aceste situații, în cabinet de specialitate, de obicei noi evaluăm otomicroscopic și după caz efectuăm și evaluări audiologice. Pentru persoanele vârstnice care au probleme auditive, recomandăm să vină la un consult de specialitate și să se facă unde facem și o evaluare auditivă. În funcție de gradul de hipoacuzie, noi recomandăm sau nu, după caz, protezarea auditivă, care este singurul remediu de compensare a unei pierderi auditive, singurul remediu care încetinește și pierderea auditivă, lucru pe care, din păcate, foarte multe persoane vârstnice nu-l aprobă. Sfatul de sănătate al zilei a fost oferit de Arcadia.